Celor ce nu și moartea păcătoșilor, ce așteți în toată ceva ca să-i primești, celor ce ieriți pe oamenii cei căzuți și te mărturiți pe cei zdrobiți. Întoarce-și la păcăință și căzuți fiind eredică și zdrobiți fiind evindică. Adu-ți aminte de durări care este bunătatea ta cea veșnică și nemărginită și uite fără de lege noastre cele numărate pe care le-am săvârșit cu cuvântul, cu fapta și cu gândul. Dezleagă încrederea inimilor noastre și de lacrimi și de umilință pentru curățirea întinăciunii cugeturilor noastre. Ascultă, Doamne, ia minte iubitorile de oameni, milostivește-te, învârte și izlovește din căloanță noastră suflete de tirania patrimilor ce domnesc pentru noi. Să nu ne mai plătească păcatul și diavolul cel mai goas, nu mai vateme, ni să ne mai ducă la voile Lui, ci repește în ta cea tare de sub stăpânirea Lui și împărățește Tu într-un noi bunuri și viitorile de oameni, Doamne. Să fim cu totul ai Tăi de nevin să mențim de acum pe voia Ta. Prin negrecă Ta bunătate, dă-ne curățire inimii, pază, burii, îndreptare, faptul, cucete smerite, pace gândurilor, liniște, puterilor noastre sufletești, bucurie duhovnicească, dragoste curată, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, credință nepățarnică și înfrânare prea cuprinzătoare. Și ne umple de roade tuturor bunătăților cu darul preasfântului Tău Duh. Să nu ne iei la jumătatea zilelor noastre, nici să ne repezi sufletele neîndreptate și nepregătite, ci fără de săvârșiți cu desăvârșirea Ta și așa ne scoate din viața aceasta, ca trecând cu darul Tău, fără de opreală în cepădurile, stăpânile Întunericului, să vedem și noi frumusețea cea negrită a slavii Tale ce ne-a apropiat împreună cu toți Sfinții Tăi, întru care s-a prea slăvit și s-a cinstit, întru toți cinstitori de mari cuvință numele Tău, în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, de după mare mila Ta, ne rugăția, și ne miluiește. Amin. Miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, așteptând de la Tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, Ție slavă, lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amen.
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 Domnul Dumnezeu, într-un
împărăția sa. De fericiție și pururea pomeniței ctitorii acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa. Pe o stașie robătii, toate locurile și toate timpurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea noastră, și pe toți cei morți în lagăre și în închisori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pentru cei care au adus aceste cinste daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adormiți neamurile voastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fizice, soși, soții, pe cei din rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei care învață carte sau care sunt în examene, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți ctitorii, donatorii, ostenitorii, miluitorii și închinătorii bisericii noastre, cu hramul Sfântul Apostol Toma, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei care ne-au pruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Ce nimeni nu-i pomenește, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept mărturilor creștine, care v-ați adunat la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în veci, veci Dumnezeu adevărat.
fie cu voi cu Oh,
Domnul. Părinte preacuvioase, ești cum milostivii Maicii noastre, Paraschiva, ocrotitoare Moldovei, cele Sfântului Cucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfintei Cuvioase, Teodora de la Sicla, și ale Sfinților Ioan Iacob și Paisie de la Neamț, ale Sfântului și Dumnezeu Clăudatului Apostol Toma, patronul Bisericii și al parohiei noastre, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Episcopul Constantinopolului, a cărui Sfântului Cuvie am săvârșit, ale Sfântului Onufri de la Morona, ale Sfântului Leonte de la Rădăuț, ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ale Sfântului Cuviosului Maxim Mărturisitorul, a cărui sfântă pomenire săvârșim astăzi și a celor împreună cu dânsul, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Dorește să-l vadă. Nimic extraordinar în această dorință de a vedea pe cineva care face minuni, pentru că și o simplă curiozitate îl îndemna pe un om să vadă cine este acest Iisus care făcea minuni, vindeca, mergea cu oamenii în jurul său, era cineva în timpul său sau, cum se spune, faima mergea înaintea lui. Și Zacheu se duce mai înainte, află drumul pe unde avea să treacă Mântuitorul Iisus Hristos și fiind mic de statură, spune Sfânta Evanghelie, se suie într-un sicomor ca să-L vadă pe Iisus. Sicomorul este un copac foarte asemănător cu smochinul, dar care la noi pentru ușurință a fost adus prin dud. Acest copac se mai găsește astăzi în Ericor, în Mănăstirea Sfântului Proroc Elisei. Se suie așadar Zacheu în sicomor
și așteptam acolo când ne va trece Mântuitorul Iisus Hristos pentru a-L vedea. De unde vis credincioși și credincioase această dorință a lui Zacheu, curiozitate, dorință de a vedea cine este Iisus Hristos? Păi, în primul rând, El era Fiul lui Abraham, așa cum va spune chiar Mântuitorul Iisus Hristos în textul pericopei evanghelice, mai spre sfârșitul acesteia. Și Fiul al lui Abraham știa rânduiala legii, știa că va să vină Mesia, cel profețit de toată legea lui Israel. Și chiar dacă se corezăra prin sinele vrednic, pentru că El însuși, prin ceea ce făcea, era un trădător de lege. El însuși trăia o viață duplicitară în care depășise de mult așteptările venirii lui Mesia. Dacă ar fi fost Mesia înaintea lui, sigur nu era și pentru el, pentru că Zacheu nu făcea altceva decât să asuprească pe toți aceia care credeau în venirea lui Iisus Hristos. Și totuși, cu această frământare lăuntică, probabil, se duce să se suie în sicomor, să-L vadă pe Iisus trecând pe acolo. Și spune Sfânta Evanghelie că Iisus, ajungând în dreptul Lui, îl vede pe Zacheu stând în sicomor și fără să aibă altă discuție, printr-un gest aproape neașteptat, insolit, îi spune: Zacheu, grăbește și du-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Iar Zacheu, fără să stea pe gânduri, spune Sfânta Evanghelie, îndată s-a coborât, l-a dus la casa sa și l-a primit cu bucurie în casa sa. S-au întrebat Sfinții Judecăție și Părinții, iubiți credincioși și credincioase, unde era Zacheu adevărat? Cel înainte de a se suie în sicomor, în dub, sau cel care, urcându-se și căutându-L pe Iisus Hristos și văzându-L, odată ce s-a uitat în ochii Lui, l-a uitat pe Zacheu cel vechi, cel corupt, cel care, prin taxele pe care le cerea și le impunea conaționalilor săi, făcea foarte multe fapte rele, grave. Unde este Zacheul cel care, sau unde este omul din Zacheu, adevărat, cel dinainte sau după ce l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos? În întâlnirile Sfinților Părinți vedem cum, odată ce l-a văzut pe Domnul, Zacheu s-a văzut pe sine până în adâncul său. Și s-a văzut pe sine până în adâncul său pentru că s-a uitat în ochii Domnului și, în mod neașteptat, minunat, Mântuitorul Iisus Hristos nu numai că nu trece cu vederea, nu numai că nu-L ocolește, ci se adresează lui Zacheu și, mai mult decât atâta, se invită în casa sa, probabil, în mirarea, în stupefacția tuturor celor care erau în jurul lor în clipele acelea. Acest cuvânt astăzi pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl rostește lui Zacheu, îl va rosti și tâlhaului pe cruce: astăzi vei fi cu mine în rai. Acest cuvânt astăzi este timpul veșnic, de prezent continuu al lui Dumnezeu, timpul care străpuns de eternitatea lui Dumnezeu, îi cheamă către Sfințenie și putem dobândi Sfințenia prin Dumnezeu care lucrează în El. Zacheu nu face altceva decât să se înalțe din viața sa cea păcătoasă și, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitor, a cărui pomenire să sărbășim astăzi, acest Zacheu s-a urcat în sicomor, adică s-a dus mai sus de cugetul său cel trupesc. Și odată ce s-a întâlnit cu ochii lui, s-au întâlnit cu ochii Domnului, a simțit în adâncul său chemarea din început pe care Dumnezeu a sădit-o în om
acela de a se uni omul cu Dumnezeu, de a se plini în El, de a sta în preajma Lui, de a se bucura de contenit de lucrările Domnului în viața omului. Și mai mult decât atât, depășind cugetul cel trupesc, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, Zahir era chemat să lucreze calea virtuților. Pentru că aceste virtuți creștine se trăiesc mai ales dincolo de teologie, de contemplare, se trăiesc în rugăciune, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și numai rugăciunea aduce cunoașterea lui Dumnezeu și unirea omului cu El. De aceea, Zahir, drumul acesta lui Zahir, de la un păcătos la un om virtuos, este drumul omului care acoperit de grijile vieții, de păcatele lumii, de propriile căderi, este chemat să se ridice necontinuit către Dumnezeu pentru a ajunge și el în fața Domnului, așa cum a ajuns Zacheu în duminica de astăzi și s-a împărtășit din viața sa cea dumnezeiască. În mod concret, fiecare dintre noi ajungem în fața Domnului atunci când ajungem în fața Sfântului Altar, la Sfânta Liturghie și ne împărtășim de Sfântul Potir. Stăm în fața Sfântului Potir ca în fața Domnului. Și îl rugăm pe Dumnezeu să miluiască toată viața noastră, îl rugăm să ne ierte păcatele noastre și îl rugăm să binecuvinteze viața noastră așa cum a binecuvântat pe David Zacheu. Învățăm, iubiți credincioși și credincioase, de Sfânta Evanghelie de astăzi, că viața omului fără Dumnezeu este o viață fără sens. Zacheu avea multe bunătăți, avea multă putere și totuși, căutând în adâncul lui, a descoperit acolo un gând, o voce, un cuget curat, care l-a îndemnat către Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus Hristos, care vrea ca tot omul să se mântuiască, n-a așteptat mai mult, ci El însuși s-a invitat în casa Lui, adică a dorit să vină în inima lui Zacheu, să-și facă loc acolo, să străjuiască de azi înainte casa și inima lui Zacheu, ca în Împărăția sa cea cerească. Și din clipa în care a stat în fața Domnului, Zacheu, cunoscându-L pe El, a avut o viață prin care l-a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos și pentru că, se știe, el mai apoi l-a însoțit pe Sfântul Apostol Petru și a ajuns chiar l-a urmat pe Corneliu în conducerea comunității unde l-a ajutat Sfântul Apostol Petru. Sfântul Maxim Mărturisitor încheie cuvântul său referitor la Zacheu Vameșul că din cel care a dorit să ia lumea zidită de Dumnezeu, să ia din creația lui Dumnezeu, Zacheu s-a devenit un mărturisitor al lui Dumnezeu, un trăitor și prin aceasta s-a și mântuit împreună cu viața, în viața lui Dumnezeu. Să-L rugăm pe Sfântul Maxim Mărturisitor, a cărui Sfântă Pomenire să vârșim astăzi, un monah care a trăit 82 de ani, cel apăt a murit, a trecut la 1662, în vârstă de 82 de ani, și pentru mărturisirea sa de credință, în perioada Sfântului Mătelite, ei s-a dea mâna dreaptă și limba pentru a nu mai putea scrie, a nu mai putea vorbi. A fost un trăitor smerit al Mântuitorului Iisus Hristos, un mărturisitor cu toată ființa sa a credinței în Dumnezeu și prin scrierile sale el nu face altceva decât să îl aducă pe Dumnezeu în inimile, în sufletele acelora care se odihnesc citind opera sa bogată. Să dea bunul Dumnezeu și Maica Domnului ca pentru rugăciune Sfântului Maxim Mărturisitorul să descoperim și noi această față îngenată a Domnului de care Zacheu s-a împărtășit astăzi, pentru ca și noi să putem să ne mântuim în Împărăția lui Dumnezeu, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Amen.